Bună, sunt Iulia Albu și bine v-am găsit la un nou episod din Verdict Iulia Albu WOW sau Bau-Bau doar pe Kfetele.ro. Astăzi vom vorbi despre pălării și am mai vorbit despre pălării, însă astăzi vom vorbi despre pălările din paie și felul în care ele se poartă sau respectiv nu se poartă. Pentru că să nu uităm, pălăria din paie nu este un accesoriu chiar atât de ușor de purtat cum ați putea crede. În prima imagine o avem pe Miranda Kerr care poartă o astfel de pălărie. Sigur, întreaga ținută pare balansată și foarte greu putem observa ceva în neregulă. Elementul care ne distrage clar atenția este geanta. Niciodată nu purtați acest tip de geantă la această ținută. Dar să revenim la pălării, pentru că acesta este subiectul rubricii de astăzi. Această pălărie nu se poartă niciodată pe ceafă. Ea se poartă doar pe cap. Încetați să vă mai lăsați acele pălării pe ceafă și să vă aduceți părul în față tot timpul. Acest lucru nu vă face mai feminină, dimpotrivă face ca capul vostru să semene cu ceva foarte, foarte mare și inutil. Nu încercați să combinați eventual accesorii de pe pălărie cu accesoriile. În acest caz avem o bandă neagră potrivită probabil cu acea geantă. Nu este o zonă care să funcționeze. De asemenea, când purtați acest tip de pălărie, încercați ori gentușoare de plajă, ori plicuri foarte mici și prețioase. În următoarea imagine avem pe Vanessa Hudgens și o pălărie care, mă rog, nu știm sigur dacă este de paie, o să presupunem că este din paie, purtată la o ținută, la o jachetă cu aplicații din blană. Sigur, este excesiv să facem asta și chiar dacă ar fi fost din fetru această pălărie, lucrurile nu ar fi funcționat, pentru că, în general, pălările nu se poartă la haină din piele. Ca să putem face asta, ar trebui ca pălăria să aibă un anumit design. Ce observăm însă este faptul că este purtată corect, și anume pe cap, nu pe ceafă. În următoarea imagine avem o pălărie evident din paie, cum am văzut și în prima imagine, tot acea accesorizare clasică cu bandă neagră, interesantă, purtată cu un pantalon evazat. Ei bine, lucrurile funcționează într-un fel, dar nu aveți de ce să purtați pălărie de paie seara, nu? Pentru că scopul ei principal este acela de a vă apăra de soare, în niciun caz de întuneric. În următoarea imagine avem o pălărie din fetru, purtată, să spunem, destul de inspirat, pentru că nu avem totuși un disconfort cromatic neapărat evident în această ținută. Ce este deranjant este asortarea dintre pălărie și încălțăminte. Este bine să nu încercați să asortați aceste lucruri atât de mult, pentru că stricați echilibrul întregii imagini. Rosie Huntington-Whiteley are exact acel tip de look care permite purtarea oricărei pălării, pentru că are o siluetă longilină și în principiu știe să se îmbrace foarte simplu pentru a nu greși foarte, foarte mult. Ce este greșit în această imagine? În prima fază am putea spune poșeta, pentru că ea nu este suficient de mare pentru a fi purtată în această combinație. Da, ați auzit bine, nu este suficient de mare. Această poșetă poate fi purtată oricum mai puțin așa. Acea pălărie în acest moment, combinată cu această geantă, duce în zona de vest sălbatic, ceea ce cu siguranță nu este ceea ce s-a dorit. De asemenea, încercați să nu plusați cu negru. Dacă aveți o ținută în pastel sau în nuanțe nude, este bine să nu adăugați accesorii negre, ca să nu mai vorbim de încălțăminte care evident n-aveți să caute acolo. În următoarea imagine avem din nou pe Miranda Kerr și a ei pantaloni extrem de neinteresanți purtați cu un maieu extrem de neinteresant și cu o pălărie cel puțin la fel de neinteresantă. De ce este totuși interesantă această imagine? Pentru că este important pălăria de paie să nu vă aruncați în vârful oricărei ținute doar pentru că este soare afară. Trebuie, în altă ordine de idei, să acordați puțină atenție și ținutei. Purtați rochii legere, din mătase sau din voal natural și nu pantalon când este atât de cald. Sau, dacă nu este suficient de cald, nu mai purtați pălăria din paie. Următoarea imagine este o pălărie din fetru, purtată corect. Am ales atât de multe pălării și din fetru și numai din paie pentru a sublinia faptul că toate pălările se poartă pe cap, nu pe ceavă. Nu prea vreți să comentăm această imagine, în afară de comentariul pe care l-am făcut deja. Atenție, este interesant când abordați o pălărie, sprâncenele să fie frumos conturate, însă în acest caz trebuie să păstrați o zonă neutră în zona de ruj sau să vă accentuați doar rujul și să aveți niște sprâncene perfect decolorate. Următoarea imagine este o pălărie purtată foarte simplu cu un tricou și cu o pereche de ochelari. vara. Este ok să purtați așa. Sigur, nu vedem ce este în partea de jos, dar putem să ne imaginăm că ar avea o pereche de pantaloni foarte fluizi din mătase. Și astfel această imagine să fie una de nota 10. Penultima imagine de astăzi este cu Michelle Barton și îmi place această imagine pentru că este o plăcere din paie care are cu tot o altă cromatică decât am văzut până acum. Este preferabil să alegeți această zonă decât acele pălării din paie vopsite roz sau albastru sau, Doamne ferește, vreo pălărie de paie pe care vă cumpărați de pe plajă. Așa ceva nu trebuie să existe niciodată în garderoba voastră. Puteți să purtați chiar și cu o accesorizare interesantă. Îmi place acea bandă cu buline, să spunem, în limbaj mai puțin să spunem profesionist și este de asemenea important să o purtați cu o zonă nude, cel puțin pe partea de sus a ținutei, firește. Aici avem o zonă de accesorizare cu ceva buzunare, cu puțin negru, dar nu deranjează și de asemenea un lucru foarte important, machiajul. Când alegeți o pălărie de paie trebuie să fie ori foarte violent, ori foarte, foarte simplu, fără smokey eyes. În ultima imagine de astăzi o avem pe Blake Lively și a sa pălărie care, să spunem că nu are neapărat una dintre zilele ei bune, însă mi se pare interesant faptul că este purtată foarte lejer. Este o pălărie pe care o puteți purta la plajă, oricând, absolut oricând. Să nu uităm, rolul principal al pălăriei din paie este acela de a vă proteja de soare și nu de întuneric. Și așadar orice rochie cu prinderi sumare sau un costum de baie funcționează în această combinație. Sunt Iulia Albu, iar acesta a fost Verdict Iulia Albu, wow sau Bau-Bau. Vă aștept data viitoare doar pe Kfetele.ro.